În județul Argeș, la sfârșitul săptămânii trecute, a plouat ca vara, iar cantitățile de apă au fost însemnate. Pârâurile s-au umflat și mai multe gospodării au fost inundate. S-a întâmplat pe străzile Anton Pan și Neagoie Basarab. Pârâul din zonă s-a umflat și a adunat toate gunoaiele din comuna Valea Mare și până în punctul în care s-au blocat într-un cap de pod. Aici apa a ieșit pe stradă și a inundat gospodăriile de pe două străzi. Viitura a intrat în curți, grădini și beciuri. Pompierii Câmpul Ungeni au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei. Autoritățile locale au intervenit pentru curățarea canalului de scurgere pentru a da drumul apei. Au scos din cămin peturi, materiale de construcții, gunoi menajer și piese auto. Măsurile s-au luat începând de aseară, deci angajații de la Idilu și de la ADP au fost încă de aseară pe teren și toată noaptea s-a acționat. Pagubele sunt minime de această dată, nici ploile nu au fost atât de abundente, dar totuși am avut această problemă pe Neagoe Basarab pentru că avem aici un pârâu care vine tocmai de la Valea Mare, iar în momentul în care a intrat în Neagoe Basarab, lucrarea când s-a făcut este la un unghi de 90 de grade și atunci debitul nu s-a putut prelua. Un alt motiv e reprezentat și de oamenii care aruncă gunoaie peste tot și ați văzut foarte bine ce s-a scos din aceste canale, peturi, cârpe și toate cele care înfundă toată canalizarea. Din momentul în care s-a desfundat, toată apa a fost preluată de pe Neagoe Basarab. A mai fost o problemă de la blocul 17, în spate la blocul 17, unde de asemenea ADP-ul acum două săptămâni a făcut curat, s-a făcut la loc și iarăși un canal a fost înfundat acolo, i-am dat drumul și lucrurile sunt în ordine. Soluția aici? Păi aici soluția este... Soluția este una foarte simplă și anume să modificăm preluarea debitului, să nu mai fie la 90 de grade, pentru că de fiecare dată când este apă multă, ea iese în stradă, pentru că nu se preia. O să discut cu cei de la Edilu și cu ADP-ul să luăm o măsură care să nu mai determine în viitor asemenea situații. Ați văzut foarte bine că acel tub care s-a băgat pe Horia a fost foarte bun, acolo nu au mai fost probleme și încercăm și aici să adoptăm aceleași măsuri. Probleme au fost și în comuna Stâlpeni, în satul Pițigaia, acolo unde un pârâu a afectat un drum, circulația fiind blocată pentru mai mult timp. Potrivit autorităților, în bazinul hidrografic Argeș-Vedea izolat au căzut precipitații însemnate cantitativ, depășind 70 de litri pe metru pătrat. Cel mai mult a plouat în nordul județului Argeș, unde, în intervalul 11-13 decembrie, au fost înregistrate cantități de 77 de litri pe metru pătrat la stația hidrometrică Bahnarusului, pe râul Doamnei, 60 de litri pe metru pătrat la stația hidrometrică Voina, pe râul Târgului, 59 de litri pe metru pătrat la stația hidrometrică Bughea de Jos, pe râul Bughea, 57 de litri pe metru pătrat la stațiile hidrometrice Brădet și Mălureni, pe râul Vulsan, 55 de litri pe metru pătrat la stația hidrometrică Malu cu Flori, pe râul Dâmbovița, 54 de litri pe metru pătrat la stația hidrometrică Căpățâneni, pe râul Argeș, 53 de litri pe metru pătrat la stația hidrometrică Bădeni, pe râul Bădeni și 40 de litri pe metru pătrat la stația hidrometrică Berevoiești, pe râul Bratia.